Bine ați revenit, dragii mei, 4 sezoane mai târziu. Voi ați fost în sezonul 2. Vladimir, ce-a mai făcut tata? Se pare că a evoluat așa... A evoluat foarte, da? Foarte repede. Ești mândru de el? Foarte mândru de el. Cât de departe îl vezi pe tatăl tău ajungând în competiția asta? Păi, până la final. N-ai încotro, felin. Foarte, n-ai încotro. Gata, da. Te-a rezolvat? Da, trebuie să mă lupt. Succes! Lup și acum pentru a-i dovedi fiul meu că se poate la orice vârstă să-ți urmezi visul. Hai că am trecut de primul pas. Da. Acum să vedem ce faci în bucătărie. O să mă descurc, eu de seama. Pentru astăzi m-am gândit să pregătesc un starter. Un starter totuși totul deosebit. M-am gândit special la șefi. Vreau să mă inspir din personalitatea lor. Starterul este compus din crochete cu parmezan, cu două sosuri și cu două dressinguri deosebite. Înainte să fiu bucătar, am lucrat în domeniul muzical. Timp de 10 ani. A fost extraordinar. Am avut concerte cu trupe ca Metallica, James Dio, Def Leppard, dar totuși nu simțeam că aparțin acelui loc. A venit și emisiunea Șef la cuțite, primul sezon. Am emoții foarte mari. Sper să impresionez pe șef prin gust și prin creație. Emisiunea Șef la cuțite practic mi-a schimbat destinul. N-am mai stat pe gând. M-am dus și am urmat o școală de bucătari. Odată ce am terminat școala, a coincis exact cu începerea sezonului 2 Șef la cuțite. Am venit și m-am înscris. Numai și numai din dorința de a învăța și de a-mi îndeplini visul. Dar, din păcate, am fost eliminat, dar sper să nu se mai întâmple acest lucru. Hai, ce deci avem? Fără carne. E desert aici. Pe pește. Hai. Fără carne, hai! Ai ghicit. Ai ghicit? Și nu-i desert. Yeah! Și nu are pește. Fără pește. Ce ești? Dar ce-s astea? Fii atent, uite, galben, albastru. Ăla e verde. Ăsta e verde. Da. Hai să facem schimb, ia. Ia. Ba, nu, trebuie să-l lăsați în aceeași formă. Asta e portocaliu, cum ai avut tu. Da. Nu e galben? Nu e. Deci ce avem aici? Tzatziki. Stai, mă, deci... Cu care începem? Un șat cu brânză. Hai care? Opa. Care ce-o? Așa, bun. Ați început cu ceva anume? Cu aia, da. Din dreapta. Cu aia din dreapta. Nu, nu e bine. Dar ce e în paharul ăsta? Mai e brânză cu mucegai? Nu e cu mucegai, e cedar. Așa, asta e cu sos de roșii. Gazpacho. Bă, ce e asta? Ceva cu spanac, nu era astea spanac. E ceva acum, nu, bă. Oțet. Și asta e o cremă de brânză cu ceva. Nu, bă, aici e ceva dulce, băi. Deci care miere. Brânză cu mare. Aici e muștar. Muștar și miere, aici ar... Da, corect, corect. Din patru, una singură îmi place. Nu zic care. Ăsta mâncava tata, este un tapas de dimineață până seara. Bă, nu cred. Eu cred că la tapasuri mai găsești și niște cărniță și niște pește și... Tate, flexiteriană. Flexiteriană. Sorry, păi n-auzi, bă, că acum e moda... Flexiteriană, nenea. Da. Eu cred că ne-a trimis un mesaj. Ce mesaj, Cătălin? Lăsați carne. Lăsați carne. Că se poate. Ma... Mie asta mi-a plăcut cel mai mult. Muzica asta două. Hai, tată, băgați cuțitele alea, că nu e greu. E un locaș acolo mic, unde îl puneți și gata. Hai, mă, să vedem flexiterienii toată ziua, zic. Cine e acolo? Sunt atât de curios. Flexiterian. Oh, hai, că asta e tare. Vă salut, șef. Bine v-am regăsit. Salut. Da, mă, flexiterian. Ușor, ce faci, domnule? Dăm ce taci. Ați mai slăbit și din cauza aceea mai aveți forță. Dar și tu ai mai slăbit. Salut, bine salut. V-am regăsit. N-am mai slăbit, din potrivă, parcă s-a mai împlinit un pic. Deci fii atent că s-a reîntors flexiterian. Sau vegetarian direct. Ce? Acum ai o problemă? De... Nu, nu, nu. Este un starter care vă personifică pe dumneavoastră. Adică, cum ne adică personifică? Personifică cele 5 elemente din această emisiune, cele mai importante. Cum ar fi azi? Pe dumneavoastră șefii, pe Gina și pe Măciucă. Și cine e Măciucă, măi? Măciucă sunt crochetele cu, deci măciucă cu parmezan. Gina, care e Gina aici? Gina este crema de brânză dulce, fină, suavă. Așa. Păi acum... și hai să vedem cine este sosul de roșii. Nu știu. Nu știm. Păi domnul Scârlătescu. De ce? De ce? Are botoșei roșii. Botoșei roșii, tare de tot. Clar, verde nu mai întreb că e...
Nu, dumneavoastră sunteți verdele. Serios? Da. De ce? Două parte din caracterul dumneavoastră, ușor, așa, un pic înțepător, ciudat. Acrișor, ciudat. Așa? M-ai făcut ciudat. Da. Trebuie să pun și eu din mine. M-a făcut ciudat. Asta e gamacul, așa. Nu ciudat. Greu de ghicit, cum ar fi. Și domnul? Domnul este sosul de brânză cedar. Eu sunt așa. Asta? Da. Mai serios, ia, așa. Ia din Dumitrescu. Ciudat. Dumitrescu e ciudat, a zis. E ciudat, da. Măi, mă, adune-și-o aminte, cum te-ai apucat de gătit? M-am apucat de gătit datorită dumneavoastră, sunt produsul vostru. Tu parcă erai în treaba aia cu scene, nu? Erai implicat? Da, am lucrat în domeniul muzical, m-am lăsat de asta și m-am apucat de gătit. Și e mai bine acum? Că atunci e mult mai bine, mă simt altfel. Lucrez ca bucătar șef la o companie mare de takeaway, de delivery, de pizza. Foarte tare. Da, sunt bucătarul lor șef. Datorită acestei emisiuni am fost racolat. Haide, vino la noi, te-am văzut, ne place de tine. Data trecută ce s-a dat? Păi data trecută mi-ați dat mai dumneavoastră cuțitul. Ce să te... Păi extraordinar, mi-a plăcut la nebunie. Iar șef Dumitrețu și șef Sorin nu mi-au dat cuțitul, le-a părut foarte rău. Păi, îți jur că îmi pare rău, că meriți, da? Eu îmi mențin, nu știu, la ce s-au gândit colegii mei. Sincer, îmi pare rău. Sincer, sincer. Dar nu te lăsa, pentru că ești un luptător. Nu, vorbesc serios, nu te lăsa. Baftă. Ne vedem sezonul următor. Succes! Salut! Iar la un moment dat, șef Sorin a dat cu palma masă când mă întorceam, mă duceam spre culise. Și atunci am înghețat, parcă o sabie mi-a străpus spatele. Am rămas și cu o pată așa pe păr în spate aici, de la momentul acela. Opa, a fost foarte... Da. Cum a rămas cu pată? Bă? O pată, am albit la păr, așa, o porțiune mică. După momentul ăla, sigur? Da, da, sigur, sigur, pe momentul ăla. Ce o să... N-am vrut. Doamne ferește, nu mai fac. Ba, bine că ați făcut asta, da. Păi ce s-a întâmplat? Asta a fost. Îmi pare rău. Pare rău, tati. Asta este. Data viitoare, ce să zic. Zic că tot asta trebuie făcut. Asta e a mea. E răspunderea mea asta. Ideea este așa. Mie îmi place să dorm liniștit noaptea și să știu că am luat decizia corectă și să fiu împăcat cu mine însumi. Ai fost undeva la 50-50. Și vreau să fiu corect. Și așa sunt eu acum. Cred că este... Cred că fac ceea ce trebuie. Ți-ai grijă. Da? Ți-ai grijă. Nu știi că ai făcut ceea ce nu știu, nu mă fac deloc. Asta e viața mea, bucătăria, să știți. Da. Nu să vă mai povestesc despre mine. Da? Mă bucur să aud asta, da? Mulțumesc frumos. Ai grijă. Da? Mulțumesc, șef. Să ai grijă, da? Vreau să dorm liniștit. Ești bucurată? Normal! Normal! De data aceasta aș dori cu ardoare să nu mai trăiesc acele momente de panică pe care le-am trecut în sezonul 2 și vreau cu această ocazie să-l bucur pe fiul meu, care are foarte mare încredere în mine. Ok. Și curios? Sunt terminat, nu? Curios. Păi,